În dimineața zilei de 20 iunie 2024, polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat în flagrant un bărbat în vârstă de 63 de ani din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada 9 mai din localitate, având o concentrație de 1,11 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la secția UPU al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitatea alcolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului